Salutare! Astăzi o să vorbim din nou de monstrul din Caracal, legăturile fiicei lui cu anumiți proxeneți. Strigător la cer, femeia violată de monstrul din Caracal rupe tăcerea, ce i-a făcut Dingă. Este de-a dreptul strigător la cer, femeia violată și bătută de către monstrul din Caracal s-a decis să rupă tăcerea. Aceasta a povestit ce a pățit în curtea lui Gheorghe Dingă. Mărturia teribilă a acesteia a șocat pe toată lumea. Gheorghe Dincă a șocat toată România. A mărturisit că le-a bătut, violat și ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Acum iese la iveală o altă oroare comisă de monstrul din Caracal. O femeie de 49 de ani s-a decis să rupă tăcerea. A depus plângere la IPJ Olt. Îl acuză pe Dincă de faptul că a violat-o și a lovit-o. Totul s-a întâmplat în luna mai, când s-a dus să-l ajute pe monstru la treburile casei. M-a luat de acasă și mi-a zis că are de săpat niște porumbi în grădină. La 12 s-a sculat că era beat, băuse țuică și cu vin, m-a tras, m-a zmucit, m-a tras de păr, m-a pus în pat, apoi în genunchi, apoi m-a dezbrăcat și mi-a făcut și în fund și peste tot. Apoi s-a culcat, iar eu m-am dus la sapă. Se făcuse ceasul 3. Apoi m-am dus la el să îi spun că plec acasă. A luat o găleată cu apă și m-a făcut fleașcă. Mi-am revenit și mi-a chemat taxi. Pe masă erau vreo 10 cuțite, unul lângă altul. Nu m-a amenințat, dar îmi era frică. Apoi a chemat pe un băiat cu taxi și m-a dus unde se opresc microbuzele. Mi-a dat un pumn după cap și am căzut. În mai s-a întâmplat. Era un pat numai de fiare. În celelalte camere n-am intrat, mi-era sfială. Nu am spus nimic până acum pentru că mi-era teamă de el, a spus că mă omoară de tot dacă spun. Mi-a oprit și telefonul acolo și a dat cu el de ciment și l-a făcut praf. Vorbea frumos, dar când a băut țuică și cu vin și-a schimbat uitătura, se uita urât, el când se uita, uitai să spui, se uita la film, un film de groază. Am și declarat la Caracal, se uita la filmul ăla de îi plăcea lui. Nu zicea nimic, doar se mușca de buză. O femeie mi-a zis, tanti, bine că scăpași, că nu îți luă gâtul. Mi-a spus o femeie care și-a pus fata la ocazie, eu am zbierat, dar nu știu dacă m-a auzit cineva, a spus femeia. În ceea ce privește faptul că soția lui Gheorghe Dincă s-a aflat în locuință o lună după ce Luiza a fost răpită, noi am făcut o plângere și am cerut anchetatorilor să o audieze pe această doamnă, nu în calitate de martor, pentru că legea o protejează ca martor. Avem date și indicii că această doamnă a locuit pe momentul în care, din punctul nostru de vedere, Luiza era răpită, era acolo. S-ar suprapune perioadele. De asemenea, din declarațiile ei, noi bănuim că această doamnă minte, începând cu violențele despre care spune că nu existau nici asupra ei, nici asupra altor persoane și multe alte încurcături. Să vedem de ce îi trimitea bani și alte lucruri care nu concordă cu lucrurile din dosar și nici cu bănuiala noastră. Noi considerăm că această doamnă trebuie anchetată și nu luată de martor. Procurorul e cel care dispune. Rămâne de dovedit și de verificat dacă perioada în care a fost dânsa e la fel cu perioada în care Luiza a fost în imobil. Noi presupunem că au fost mai multe victime între Luiza și Alexandra, a explicat avocatul Tonel Pop. De asemenea, criminaliștii vor continua joi să cerceteze casa lui Gheorghe Dincă cu ajutorul scannerului special care le arată eventuale găuri în locuința acestuia, inclusiv în pereți. Soția lui Gheorghe Dincă este audiată azi, ce secrete ar putea deține nevasta lui Dincă? Soția lui Gheorghe Dincă, Elena Dincă și copiii acestora, doi bărbați și o femeie, au ajuns joi la sediul central de ICOD pentru audieri. La intrarea în instituție, aceștia, îmbrâncindu-se cu jurnaliștii, informează Mediafax. Nici soția lui Gheorghe Dincă, nici copiii acestora
nu au vrut să facă vreo declarație în fața jurnaliștilor prezenți la sediul DIICOT. Marți, Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a declarat că Elena Dincă ar ști mai mult decât spune, motiv pentru care ar trebui audiată de către procurori. Nu este pentru prima dată când soția lui Gheorghe Dincă dă lămuriri în fața anchetatorilor, însă de această dată procurorii sunt interesați de ultima vizită pe care aceasta a făcut-o la Caracal după acuzațiile făcute de avocatul familiei lui Zei Melencu. Gheorghe Dincă își pătea soția constant. Surse din anchetă au dezvăluit noi informații din dosar care conturează și mai bine profilul psihologic al suspectului Gheorghe Dincă în vârstă de 66 de ani. La dosar se află mărturia terifiantă a soției lui Dincă, femeia susținând că individul o bătea foarte des, potrivit Libertate. Suspectul a fost misogin cu femeile din echipa de investigație pe toată durata anchetei. Ba mai mult, felul în care mecanicul auto a povestit despre violarea și omorârea celor două fete arată că Dincă nu considera femeile decât un obiect al plăcerii masculine. Indiciile din dosarul Caracal sunt contradictorii și din punct de vedere al relației pe care Dincă o avea cu soția, dar și cu cei patru copii ai săi. La prima declarație, Elena Dincă le-a spus anchetatorilor că soțul său era un om normal care mereu a avut grijă de familia și copiii săi. Mai mult, femeia a declarat că niciodată bărbatul ei n-a fost violent. O bătea și pe ea și pe copii, toți vecinii știu asta. De aia de vreo 10 ani cei patru copii nu i-au mai călcat acestui om pragul casei. Nimeni nu i-a mai văzut pe acasă. De câte ori veneau prin Caracal, pe la casa părinților nu treceau. Nevasta lui Dincă părea oricum mai ciudată decât el. Nu vorbea, o femeie foarte închisă, abia saluta. Toți ne miram cum poate să-și lase soțul să trăiască în mizeria aia de nedescris, au declarat majoritatea vecinilor lui Dincă. Ultima dată când am văzut-o a fost în perioada Paștelui, mi-a spus că nu mai vrea să se întoarcă în Italia, că are de gând să-și cumpere cu nea Gheorghe o casă într-o zonă mai retrasă. N-au trecut câteva zile și am auzit că au plecat din nou. Am auzit că i-a bătut-o, povestește și vecina care are casă chiar lângă cea a soților Dincă. În ochii vecinilor, Gheorghe Dincă părea un om absolut normal, numai că realitatea tragică a contrazis părerea inițială. Spre surprinderea oamenilor din localitate, chiar în preajma lor s-au petrecut atrocități greu de descris, cel puțin două adolescente fiind ucise de cel căruia îi se spune acum monstrul din Caracal. Daniela Dincă, fata criminalului, face cu foarte mare greutate față acestei situații, cu atât mai mult cu cât a fost suspectată la rândul ei că era implicată cu mai mulți ani în urmă în traficul de persoane. Daniela Dincă a negat cu vehemență astfel de afirmații, spunând că nu este nimic adevărat. În ceea ce privește legătura cu tatăl ei, Daniela a mărturisit că a fost crescută de bunicii din partea mamei și că nu ar fi bănuit că tatăl său ar fi capabil de asemenea atrocități. Un arădean, fost angajat și partener de afaceri al italianului cu care fiica lui Gheorghe Dincă a avut o relație de concubinaj și afaceri, susține că o știe bine pe femeie, care le-a spus partenerilor săi de afaceri italieni că dacă vor le poate face rost de fete, potrivit adevărul. Daniela, fiica lui Gheorghe Dincă, a fost cercetată pentru furt după ce a delapidat farmacia veterinară din Timișoara în care lucra, apoi a plecat în Italia, unde a avut grijă de o bătrână, l-a cucerit pe fratele acesteia, un prosper om de afaceri italian, cu care a venit în România, potrivit sursei citate. Giorgio Aliberi a cumpărat un domeniu de vânătoare și peste 2500 de hectare de teren în județul Arad, apoi l-a făcut obiectul unui dosar penal pentru trafic de muniție, dar ar fi comis și infracțiuni de spălare de bani și evaziune. Muniția era introdusă ilegal în România pentru a fi vândută italienilor care veneau la vânătoare pe domeniul deținut de Aliberi, fiind camuflată în aparate de cafea, între timp italianul a murit, iar femeia a preluat afacerile acestuia. Nicolae Cristian Pilan, un om de afaceri arădean, susține că a ajuns să o cunoască foarte bine pe fiica lui Gheorghe Dincă
prin intermediul partenerului său de afaceri italian, Giorgio Alberio. Concret, Nicolae Chilan susține că Vittorio Golo și Francesco Velar, doi italieni cu care el făcea afaceri, l-au dus pe Giorgio Alberio în România pentru a investi în achiziția de terenuri agricole. Pe Daniela Dincă, Nicolae Chilan susține că a cunoscut-o prin intermediul lui Alberio în Italia. Omul de afaceri arădean susține că fiica lui Gheorghe Dincă a ajuns administrator al domeniului de vânătoare deținut de italian, postură din care se ocupă să livreze fete italienilor care veneau la vânătoare pe domeniul din județul Arad. Nicolae Chilan susține că partenerii săi de afaceri italieni, Vittorio Golo și Francesco Velar, sunt dispuși să depună mărturie în fața autorităților și să arate că Daniela a spus că dacă au nevoie, poate să le facă rost de fete. Ciudat este faptul că Gheorghe Dincă primea bani prin Wester, patronul unei case de schimb valutar din Caracal, de unde suspectul ridica sumele, spune că ăsta trebuie verificat la orice chestie. Aflat în relații glaciale cu familia stabilită în Italia, lângă Vicenza, Gheorghe Dincă primea bani prin intermediul Wester, fără a se ști exact deocamdată sursa. Nu se cunoaște dacă sursele de bani proveneau din țară sau din străinătate. Cu certitudine se știe doar că Dincă avea o pensie de 659 de lei și că se descurca greu cu banii, motiv pentru care practica rechineală. Banii erau scoși de Dincă de la o casă de schimb valutar deținută de Viorel de 50 de ani. Libertatea l-a contactat pe omul de afaceri care, din concediu pe care și-l face în străinătate, a comentat cazul. Am casă de schimb valutar și transfer de bani. Îl cunosc ca și client pe Gheorghe Dincă. Scotea bani de la Wester, îi trimitea cineva, dar nu m-am uitat să văd cine, că nu am acces acum la datele respective, chiar mă gândeam de la cine. Scotea bani, da, mai primea bani, dar nu știu, nu m-am uitat dacă era de la familie, de la puncte puncte, era client, venea cu un cod de la Wester și scotea banii de la noi. Dacă poliția face o plângere, ar putea să vadă de unde îi veneau banii, căci este foarte important. Dacă primește de la o familie, ok, dacă primește de la persoane suspecte, eu am căutat să mă uit în urmă, dar n-am găsit, sunt multe tranzacții efectuate. Casa Groazei a fost oferită și ea spre vânzare cu 60.000 de euro. Viorel spune că urma să viziteze Casa Groazei pe data de 12 iulie, dacă a venit să-mi zică dacă mă interesează casa lui, că are o casă de vânzare cu 3.000 de metri pătrați și vrea 60.000 de euro pe ea. Mai multe informații nu mi-a dat, urma să merg să o văd, dar n-am mai apucat. A venit la firmă la o casă de schimb valutar de-a mea, mi-a lăsat un număr de telefon și mi-a zis dacă mă interesează casa și a rămas să trec când am timp. Zicea că o are la un preț mai sus pe OLX, dar l-am întrebat care este ultimul preț și a zis 60.000. Îmi spusese că a fost la el acasă băiatul cu servisul din Caracal, 2T, este un servis mare, Ștefan îl cheamă pe patron. A fost și a vizitat casa. M-am întâlnit cu Ștefan și mi-a zis că a fost în fiecare cămăruță. L-a ajutat să-și lege toba. Omul de afaceri s-a intersectat cu suspectul Dincă și în urmă cu mai mulți ani. Acum 25 de ani am apelat la el la servis, la modul că avea o rampă la poartă și am ridicat mașina, un Renault, ca să pot lega o tobă. Era singurul de pe strada principală care avea așa ceva la poartă, mi-a făcut lucrarea aia, apoi l-am revăzut acum. Îl vedeam la ghișeu. M-am uitat în baza de date, poate îl găsesc. Ăsta trebuie verificat la orice chestie, putea primi bani și prin MoneyGram și prin alte sisteme trebuie verificat. Dacă a primit de la familie, se închide problema. Dacă făcea prostii pe acolo însă, altceva nu știu. În rest, cât m-am intersectat cu el, vorbea calm, era civilizat la ghișeu. Casa de schimb valutar la care Dincă primea bani prin Wester, Leon Exchange, este situată în centrul municipiului Caracal, la parterul unui bloc din Piața Victoriei, numărul 9, e deținută de Viorel, la fel ca firmele Valvio și Fabio Group din oraș. Dacă ți-a plăcut videoul meu, nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel ca să fii la curent cu tot ceea ce postezi.